Jocurile de lumini sunt o încântare pentru ochiul oricărui privitor, cu atât mai mult cu cât acestea se află pe bolta cerului și colorează nuanțe vii întunericul nopții. Această scurtă descriere nu este a alteia decât a unicei aurore polare. Strălucitoarele impulsuri luminoase care parcă dansează în văzduh apar numai în zonele polilor magnetici ai Pământului, după cum o spune chiar denumirea lor. Aurora boreală este, de fapt, denumirea cel mai des utilizată, însă aceasta se referă doar la aurorele ce apar în emisfera nordică a Pământului. În emisfera sudică, denumirea aferentă aceluiași fenomen este aurora australă. Corelația dintre zona unde apar și denumirea aurorelor este mai ușor de înțeles când aflăm traducerile celor două. Aurora borealis vine din latină și înseamnă zorii nordului, iar tot din latină vine și aurora australis, însemnând zorii sudului. În esență, spectacolul impresionant pe care ne-l oferă aurorele nu reprezintă altceva decât o ciocnire dintre particulele încărcate electric ce pleacă de la soare și particulele gazoase ce formează atmosfera Pământului. În cele ce urmează, voi povesti, pe scurt, uimitoarea aventură moleculară. Giganticul Soare are multiple câmpuri magnetice. Acestea se răsucesc și se distorsionează mulțumită mișcării de rotație a Soarelui în jurul propriei axe. Când câmpurile magnetice ajung în mișcarea lor aparent dezorganizată să interacționeze, atunci ele creează așa numitele pete solare. Acestea din urmă erup, uneori, în furtuni solare care trimit în spațiu un flux de particule foarte încărcate energetic. Acest flux de particule este cunoscut sub denumirea de vânt solar. La rândul său, Pământul este bombardat în mod constant cu resturi cosmice, radiații și alte valuri magnetice, atât de la Soare, cât și din restul spațiului, care, dacă ar ajunge pe Pământ, ar pune în pericol viața terestră. Însă armura de care se folosește planeta noastră pentru a se proteja de toate acestea este propriul său câmp magnetic, produs de atracția constantă dintre cei doi poli opuși. Acest scut magnetic își duce misiunea la îndeplinire cu succes, protejând Pământul de radiații dăunătoare, însă particulele solare sunt atrase irezistibil către polii terestri, zonă în care și intensitatea câmpului magnetic scade. Odată ajunși în atmosferă, acești electroni solari se amestecă și se întâlnesc cu molecule de oxigen, azot sau alte asemenea, rezultatul fiind spectacolul orbitor de lumini din înaltul cerului. Aurorele apar în general la o distanță ce variază între 80 și 640 de kilometri deasupra suprafeței Pământului. Coloristica fermecătoare a aurorelor polare se datorează moleculelor gazoase din atmosferă. Când particulele solare încărcate energetic intră în contact cu anumite tipuri de gaze, cerul se umple de o diversitate de culori. De pildă, interacțiunea cu azotul produce lumina roșiatică, violet sau, uneori, în nuanțe de albastru. Oxigenul, pe de altă parte, colorează lumina în tonuri de galben sau verde. Culorile se pot modifica și în funcție de tipul coliziunii dintre particulele solare și cele atmosferice. Azotul atomic produce o lumină albastră, spre deosebire de azotul molecular, ce are ca rezultat lumina violet. Culorile mai variază și după altitudinea la care fenomenul optic are loc. Aurorele verzi apar în zone de până la 240 de km înălțime, iar cele roșii depășesc mereu această distanță. În puncte ce nu merg mai sus de 96 de km, apare aurora albastră, iar peste această limită, cea violet. Aurorele polare pot apărea fie ca șiruri statice de lumină, fie asemenea unor perdele mișcate delicat în bătaia vântului, ce își schimbă necontenit nuanțele. Bucuria de a putea explora aceste uimitoare manifestări ale mediului înconjurător reprezintă dovada unui creator care ne-a iubit într-atât încât nu doar că ne-a pus la dispoziție un mediu de viață ideal, ci l-a îmbrăcat cu o frumusețe uluitoare, care să facă inimile noastre să tresalte de recunoștință. Iov își exprimă și el fascinația față de creația divină și spune că de la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. La fel ca psalmistul, merită să-L lăudăm și noi pentru toate acestea. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri!